Bună ziua, dragii mei! Sunt Tarotela cu o nouă etalare la alegere despre relația intimă dintre voi. După cum vedeți, deja am pregătit și cărțile ca să vă ajute și, eu știu, niște elemente, să zic. Dar cred că sunt provocatoare pentru o relație intimă, însă mai facem și provocări. Am și setul acela sexual, nu foarte, pentru că vrem să fim în limita bunului simț. Și suntem pe YouTube, dar necesar, nu? Când vorbim de intimitate. Aveți de ales între varianta 1, 2 și 3. Nu vă spun ce sunt, dar vă las să vă gândiți. La fiecare adaug un alt set de cărți care vine în completarea celui pe care îl voi folosi la toate numerele, da? La fiecare voi folosi acesta și eventual încă unul alb. Dar în plus, la numărul 1 voi avea aceste de cărți, la numărul 2 acesta, la numărul 3 acesta. Haideți să vedeți mai bine. Da? Vă puneți pauză și vă gândiți. Eu mă așez tripodul și sper să nu dorm nimica între timp. Cei care ați ales numărul 1, începem cu numărul 1. Dragii mei, nu întâmplător l-ați ales pe Buddha. Orică vă place viața, că vă place să râdeți, să vă bucurați de viață, orică sunteți spiritual. Și pentru că l-ați ales pe Buddha, am ales și eu setul de cărți Osho, Tarot, care este oarecum mai spiritual. Eu zic că unul dintre voi, cel puțin, este mai spiritual decât celălalt. Unul probabil că manifestă abundență fizică, nu neapărat că se îngrașă. Probabil că strânge bani. Asta este, face parte un anumit tip de plăcere. Adică, unul consideră că plăcerile materiale, așa am înțeles, plăcerile materiale sunt mai plăcute. Celălalt consideră că plăcerile spirituale sunt mai plăcute. Și repet, nu neapărat că v-ați îngreșat vreunul dintre voi. Bine, mai mult sau mai puțin, că tot ieșim din iarnă, dar nu despre asta era vorba, ci despre plăceri fizice. Prăjiturică bună, niște hăinuțe frumoase, eu știu. Cum se mai poate manifesta? Da, senzualitate fizică pentru unul și pentru celălalt nevoi spirituale, senzualitate emoțională, aș putea să spun. Dar cu acest Budiță și cu Osho Tarot, aveți potențial să vă conectați, aveți potențial, rămâne de văzut când se va manifesta, să vă conectați într-un mod foarte profund unul la celălalt. Poate chiar, dacă vreți, dacă încercați, setul de cărți s-a oprit la împărăteasa și regina de bâte. Și regele și regina de bâte, mai, sunteți un cuplu foarte pasional. Foarte pasional, puteți să creați, apropo de abundență, și materială, dar și spirituală, și sexuală cu Kundalini. Wow, ce frumos! În fine, haideți să vedem. Energia generală, intimă, dintre voi doi în această perioadă. Numărul 1, odată. N-am așteptat. Sunteți epuizați? Din ce motive? 9 de bâte. Probabil că aveți foarte mult stres unul și celălalt în viața particulară, în viața profesională. Ciudat. Interesa, singura carte care a venit invers este 3 de monede. Ghidarea. Unul dintre voi nu are ghidare spirituală. Celălalt nu are parteneriatul fizic de care are nevoie. Și probabil că lucrurile acestea vă blochează, că nouă de bâte înseamnă și blocaj. Vă blochează oarecum energia sexuală dintre voi? Pasiune este. Dar 3 monede a venit invers. Hai să și clarificăm această energie generală. Clarificăm nouă de bâte. Da! Posibil să fie o căsătorie. De ce mi se mai căsătorie? Vreau să zic călătorie, dar o fi și una și alta. Călătorie, distanță între voi. Dacă e căsătorie, dacă e călătorie, apare și un blocaj. Dar sunt responsabilități. Ia uite, amândoi aveți multe în cărcă.
Dragii mei, vă consumați energia vitală cu prea multe responsabilități. Și totuși vă doriți o luați de la zero și apare iar împărăteasă. Suflete perechi sunteți, prietenie, în roata norocului, ce frumos. Prietenie este, e o întâlnire, simțiți amândoi, iaute, soare și receptivitate, energie masculină, foarte masculină și foarte feminină. Cu alte cuvinte, vă completați foarte bine, dar, întâlnirea dintre voi vă schimbă viața într-o formă sau alta și vă îndeamnă să mergeți, să vă împrieteniți, să colaborați, să creșteți împreună și să manifestați nu doar creșterea voastră personală sau în cuplu, ci o altă creștere, mult mai largă, la nivel colectiv, cu împărăteasa și cu budiță, că tot am vorbit. Dar trebuie să o luați de la zero. Și unul și celălalt, într-o formă sau alta. Mai dăm o carte. Adică să îndrăziți ceva. Interesant cum vine cartea. A venit pe orizontal. A târnat și unul și celălalt prea mult de trecut. Ori amintirile care au fost negative, care au fost între voi, ori alte responsabilități, ori minciunile pe care vi le-au spus unii alții. Și totuși intensitate este. E atâta intensitate și potențial de succes, dar trebuie să așteptați ca să aveți succes. Pentru că încă aveți de rezolvat niște lucruri. Hai să vedem prin punct de vedere sexual, totuși, energia generală dintre voi, pentru că ce e restul în celelalte departamente ale vieții e una, dar atracția pentru un om e alta, nu? Cum se manifestă? Regina de spade, energia generală și valetul de cupe, comunicare emoțională. Nu vedeți? Amândoi aveți o sobrietate, mai ales el. Amândoi aveți o sobrietate. Probabil că aveți responsabilități. Și acestea vă afectează comunicarea, pentru că regina de spade comunică și valetul de cupe comunică. Vă afectează comunicarea în cuplu. Poate că mai o altă persoană. Unul dintre voi se gândește, posibil energia masculină, se gândește, e cu celălalt, ce-o fi făcând? Regina de spade se gândește, e atât de sobru, de aș, eu știu ce, de ce nu vorbește? Aici e problema ei, de ce nu vorbește? Problema ei este că el tace și este foarte rigid. Interesant. Roșu și negru. Pasiune și transformare. Regina de spade este foarte decepționată, a trecut prin multe decepții și, deși e mai deschisă decât el, după cum vedeți, își folosește și rațiunea. Se gândește, dacă nu-i deschis, eu de ce să mă deschis? Este suficient cât am făcut, ceva de genul acesta el. Trebuie să învețe să-și exprime, că el nu exprimă, să-și exprime emoțiile. Probabil că ar trebui să încerce măcar printr-o scrisoare, printr-un text, prin ceva, printr-un blog. Interesant e că la capătul setului de cărți, da, vă simțiți în principiu bine împreună, dar ceva, da, de zero. Da, trebuie să se încheie ori o căsătorie, ori, și să o luați de la zero, ori, dacă nu e căsătorie, educație, religie versus spiritualitate, o mare diferență. Probabil, dacă nu e religios, este educat să fie mai rigid din punct de vedere emoțional și afectează sexualitatea dintre voi. Dar, dacă trebuie să lăsați niște oameni în spate, cu turnul, trebuie ceva timp să vindecați acest început, această restructurare a vieții voastre ca să vă bucurați de fericire. Dar aveți potențial, aș spune. Interesante cărți. Da, hai să mai vedem. Energia, ea și el. Deși puteți să schimbați pozițiile, dar hai să vedem. Energia ei. Ia să vedem. Maturitate. Interesant. E matură. Energia ei. E suficient. Îi jucă ușa. Cred că în primul rând cu cuvintele și vrea să participe patru de brute. E suficient, ia, vedeți cărțile, suficient de matură.
și își dorește și un partener matur. Dar din punct de vedere sexual, are nevoie ca celălalt să se implice, este dispusă să se implice, dar are nevoie ca și celălalt să se implice. Adică nu văd tendința de a domina în sensul acesta sau de a avea sau de a poseda, până acum nu apare. Și văd o natură jucăușă. Regina de spade e super inteligentă, probabil că îi place să se joace și folosind anumite cuvinte, să insinueze, face parte din jocul ei erotic, din, da, preludiu. Știe, și nu că știe, asta și face parte și din nevoile ei sexuale, că o conversație inteligentă poate să deschidă calea către erotism și către implicare. 4. E o implicare egală. Implicare în acest parteneriat erotic, sexual, cum vreți voi, intim. Vede în spatele iluziilor. Vede că probabil ce simt, are legătură, spuneți că nu, dar are legătură. Simte că acest, pentru că e inteligentă și intuitivă și matură, simte că rigiditatea acestui personaj, sau poate nu e rigiditate, doar o aparentă rigiditate, o aparentă reținere, seriozitate, lipsă de comunicare, este din cauza unor, vedeți că e un copilaș în spatele unor lanțuri, e din cauza unei traume emoționale. Acolo, de acolo pornesc aceste rețineri. Hai să vedem energia lui și pe urmă continuăm cu celelalte cărți. Energia lui. Puteți să schimbați pozițiile dacă simțiți că nu vă reprezintă sau puteți să schimbați, să alegeți alt număr. Energia lui, din punct de vedere... Ba da. Are legătură. Diavolul, 2 de spade. Dar acest personaj se trezește. E într-un eveniment turn, am văzut turnul. Se trezește, se separă, lucrurile se vechea construcție, rigiditatea asta se va dărâma. Însă, acest personaj are tendința să fie dependent. Așa a fost probabil crescut. A trăit într-un mediu toxic și are tendința să devină foarte gelos, obsedant, e și lună plină, da? Chiar dacă nu arată. Încearcă să nu arate. Și tot timpul este între cel puțin două gânduri. Voi fi singur sau voi fi cu ea? Totuși sunt două păsări, sunt elemente de aer. Unde sunt? Unde stau? Trebuie să aleagă între, eventual, între un fost o fostă, pentru că am văzut că cel puțin unul dintre voi atârnă prea mult de trecut. Este chiar blocată energia acestuia. Mai dăm o carte pentru el. Au venit două. Ba chiar trei. Ia uite, asta e. Nu o să fac așa mereu, dar dacă au venit, au venit. Flowering și slowing down. Care flowering este, să zic, un soi de... Aici este cavalerul de monede, aici este regina de monede. Vrea să meargă încet și sigur către un parteneriat stabil, pentru că simte, știe că această femeie, probabil că au discutat, a dat suficiente semnale această femeie, că totuși e serioasă și inteligentă. Dar e încă în suferință. 9 de spade își face prea multe griji. Apropo, probabil că îi lipsește spiritualitatea acestui personaj. Parcă și seamănă, da? Îi lipsește spiritualitatea pentru că dacă ești spiritual, ai credință. Religioșii n-au atât de multă credință ca cei spirituali. Acum, ce mai este? Din punct de vedere erotic, am spus că ei place, ei, ca și preludii, și nu doar preludii, îi place joaca, eventual îi place să se schimbe vestimentar, să fie în diferite ipostaze, active sau mai puțin active. Îi place culoarea din punct de vedere erotic. Probabil că florile iar sunt foarte importante, lumini din acesta de spectacol, lumini de
lumânări, da? Parcă ar fi niște lumânări care zboară sau, în fine, știți ploaie din aceea de stele pe care o folosim la pomul de iarnă, genul acela de ambient o stimulează din punct de vedere erotic, da? Îi creează stabilitate. Dar, repet, discuțiile, joaca și maturitatea ei, dar și-ar dori un personaj matur. Își dorește relații stabile, cavalerul de monede. Iar cavalerul de monede vine încet. Și unul și celălalt vin încet. Față, da? Amândoi cu alte cuvinte. Amândoi veniți încet, dar din diferite motive. În primul și în primul rând, energia masculină are această tendință adictivă, foarte geloasă, eventual foarte posesivă, codependentă, probabil din cauza altor relații, din cauza educației, că am văzut marele preot, da? Are tendința de a amplifica stresul. Ia uite, doi de spade și durere. N-are încredere, nu știu în ce n-are încredere, dar n-are încredere. Însă ascunde toate lucrurile astea și am spus, ea intuiește. Ar vrea să vină încet către această femeie pe care o consideră foarte frumoasă. E interesant, nu? Aceeași cromatică. Alb și negru, cum vreau și o să-mi fac odată părul. Sper să nu uit. Extravagantă, spirituală, într-o formă sau alta. Abundentă. Creativă. Stabilă. Generoasă. Și asta își dorește să manifeste ca și... Nu. Nu doar că o vede pe ea așa, dar asta își dorește să atingă șapte de monede cu răbdare. Ba, nu e cavaler, nu? Nu. Valetul de monede. Să atingă în această relație. Însă își face extrem de multe gânduri. Extrem de multe gânduri. Hai să vedem timpul. Ia, la capătul setului de cărți. Ia uite, comparație. Se gândește dacă mă compară cu fostul, dacă mă compară așa, dacă probabil că face și el, da, nu. Efectiv, da, se minte, poate că are tendința să mintă, să ascundă amânările astea patru de spade. Are tendința de a vedea viața mai tristă decât este, da? Aici văd multă culoare. Și acest personaj vine cu multă culoare și multă încredere. Am zis, este inteligentă. Mie îmi place regina de spade, dar trebuie să se transforme acest personaj. Trebuie să descopere rebelul din el, în sensul frumos al cuvântului. Rebelul în aceste de cărți, este împăratul, bărbatul divin. Cel care conduce și se conduce, dar în sensul frumos al cuvântului, nu că domină, da? Hai să vedem energia ei. Sau mai bine zis, ce și-ar dori ea mai degrabă? Uite. Energia ei, regina de bâte. Regina de spade și regina de bâte. Am zis, e inteligentă, dar e și sexy. Își cunoaște calitățile, își cunoaște și defectele și știe cum să jongleze, în sensul frumos, cum să le folosească creativ, jucăuși. Și calitățile și defectele. La un moment dat, uneori, defectele se pot transforma în calități și invers, da? Asul de bâte. Asul de bâte și asul de cupe. Și justiția. Justiția reprezintă contract pentru mine. Dar ce mai reprezintă? Chiar dacă sunteți acum unii dintre voi în trei de cupe, la distanță, vă mai întâlniți și mai sunt alte responsabilități contractuale, luați acest mesaj cum vreți, această relație este undeva mai la început pentru unii dintre voi și vă poate aduce echilibru cu justiția într-un fel sau altul, dar e foarte mult de lucru aici. Pentru că aici este interesant justiția, contractul și pentru mine diavolul ține lanțul. E un contract, căsătorie, familie, loc de muncă, ce-o fi. Dar eu cred că sunt, cum am zis mai devreme, când am vorbit despre ea, care intuiește că sunt traume din copilărie. În continuare. Da. Vorbeam de regina de bâte, energia ei. Acum nu mai pun jos, am vorbit, dacă mai apare și la el. Dar hai să vedem ce își dorește ea. Ce-și dorește? Sau cum se... da? Ce-și dorește? Odată. Ce mă lasă? Nu mă lasă. Cavalerul de monede de două ori și nouă de cupe. Judecata? Wow! Hai, lăs
lasă-mă așa, ca să nu adunăm prea multe cărți, lasă-mă așa. Vrea să meargă încet, apare de dor cavalerul de monede. Vrea să mergeți încet, are suficientă răbdare. În principiu are răbdare dacă e tratată corect, dacă primește totuși parte din ceea ce își dorește, că dacă nu primește nimic o să plece, că na, e inteligentă, nu o să stea în energii toxice, clar. Dar în principiu, își cunoaște valoarea. Nu se mulțumește cu oferte de ieftine, de proastă calitate. Aici o lămâie. Cu alte cuvinte, dacă... Știți, e un proverb. Dacă viața îți dă lămâi, transformă-le în limonadă. Da, se pricepe să transforme lămâile în limonadă, că e inteligentă, creativă, jucăușă și se implică. 4. Vrea stabilitate. Dar dacă îi se dau prea multe, probabil că va face altceva, că e suficient de inteligentă. Nu va, se va mai implica în alchimizare, probabil se va implica în altceva. Pentru că valoarea ei nu în asta constă, da? Cu alte cuvinte, dacă e tratată prea ieftin, va pleca. Însă, își dorește stabilitate. Are această... frumos. Îi plac genul ăsta de ciorapi, ca să știți. Și să vedem dacă vă recunoașteți, în fine. Are suficientă maturitate ca și cunoaștere de sine ca să meargă încet către nouă de cupe, către împlinirea dorințelor, către renaștere eventual, către o legătură. Ea așa simte că patru de bâte și judecata este o legătură profundă între voi, o legătură din alte vieți. Intuiția ei așa îi spune. Și pentru că am spus, unul este mai spiritual, unul își ascultă îngerii, îngerii ei au șoptit, nu știu ce i-a șoptit, intuiția, că între voi o legătură veche și ați putea să fiți împreună, nu doar voi doi mulțumiți din punct de vedere sexual, ci să creați, patru, să creați o familie sau... un cuplu puternic, poate acel copil nu e doar copil, este un proiect creativ, da? Sau sunt alte forme de creativitate împreună. Asta își dorește ea. Ce își dorește el? Din punct de vedere emoțional, ea vrea ca el să fie deschis. Vedeți, aici este bărbatul desprăcat. Bine, totuși sunt cărți erotice și totuși, dar vedeți, la început el nu e chiar atât deschis. Trebuie să-și deschidă sufletul, eventual printr-o scrisoare, printr-un mesaj, în ceva, să-și se exprime parte din sufletul său. Ea își dorește foarte mult să fie și el vulnerabil. Nu-i mai jucăușă, după cum vedeți, la playfulness se și vedea, a fost adăugat acest mesaj. E mai jucăușă. Iar 10 de monede. Și el își dorește relație stabilă, asul de monede și regina de monede și puterea, dar e o luptă interioară în el, probabil că această, poate că e o legătură karmică, ia să pic. Ce își dorește ea? Cu diavolul și 10 de monede este foarte, foarte atras de această femeie la modul obsedant, obsesiv, spuneți-i cum vreți. Ar mânca-o din priviri, nu? Dar nu e doar atât. Și el vrea să fie senzual cu ea și să-i arate cât o apreciază, dar are această reținere. Interesant, iar apare diavolul. Ori are un fost o fostă în preajmă care simte că îi pândește, vă pândește, probabil o energie geloasă. Da? Nu degeaba a apărut cărțile dați în urmă dacă ați uitat. Da. Ia uite, regele și regina de bâte, iar ar vrea să muncească în această relație pentru că există pasiune, sunteți și dorință și dor, vă este dor, chiar dacă e distanță, vreți să o străbateți această distanță, 3 de bâte. Vă este dor. Interesant, cred că și unul și altul vă place să vă mângâiați prin păr, să vă cuprindeți fața, să vă mângâiați fața când vă sărutați. Vă înfășurați unul între altul, vă cuprindeți, vă îmbrățișați, da? Îmbrățișări multe.
Acest personaj ar vrea să fie, acest bărbat ar vrea să fie romantic, dar are o reținere, are un stres. 8 de spade, 9 de spade. 8 de spade este un program, poate, cu programul mental și cu diavolul de două ori, poate, fără supărare, cineva i-a făcut ceva. Dar, vedeți voi, când ești față în față cu sufletul pereche, cu flăcărea geamănă, nicio făcătură, lăsați-mă în pace cu prostiile astea, nicio făcătură nu mai rezistă. A, te abții! Dar, totuși, dacă e. Iar apar mai multe cărți la el. Totuși vrea, vedeți? Tocmai pentru că e mai reținut, vrea să comunice. Regele de cupe, 7 de cupe și soarele. Simte multe, multe emoții. Dorește să fie tandru. Probabil că sunt marcaje pe scorpion, pe capricorn sau alte combinații planetare, nu pot să le dau pe toate, Saturn, iar combinații planetare care creează și Pluto, care creează obsesii, dependență. Dar în sinea lui acest om simte, tocmai că își face griji, simte, nu? Simte multă tandrețe, iar văd pe doamna care poartă cu jartiere, foarte sexy, într-adevăr, felicitări, foarte fain. Vouă, doamnelor, vă place negru, mov, lila, eventual și pentru lenjeria intimă vă place negru, în fine. Nu zic că lui nu-i place cum vă îmbrăcați, pentru că am senzația că vă îmbrăcați cu foarte mult gust, dar, iar, e mângâiere prin cap. Jocul cu mâinile. Eventual, eu știu, poate să mâncați ceva înainte de a fi împreună, dar e stresul ăsta, 8 de spade, care trebuie vindecat și va fi vindecat prin tandrețea unuia față de celălalt. 7 de cupe, în continuare, vise, probabil că nu sunteți împreună. Când sunteți împreună, are rețineri. Când nu sunteți împreună, e gelos, se gândește dacă sunteți cu altul, are fantezii în paralel. Fantezia lor este să facă dragoste cu voi până răsare soarele, da? Că sunt elemente nocturne, să se elibereze de acest stres. Ah, frumos mesaj, da? Asta, simte că prezența voastră îi vindecă. Și iar vor să fie înceți în felul în care vă abordează și au timp. Cum rămâne de văzut dacă voi aveți suficientă răbdare, pentru că aici energia este mai jucăușă, mai iute și în regina de spade foarte iute în felul în care gândește, nu? Și mai plină, mai pasională într-un anume fel, mai dinamică, dacă aș putea să-mi aleg așa bine cuvintele. Dar clar, acest personaj asta își dorește. Iar apar fructe, iar apar elementul mâncare. Mâncare. Asta pentru că, probabil, și pentru, mai mult pentru el decât pentru voi, e un sentiment de abundență și de stabilitate. Da. Pentru unele dintre voi, dacă vă recunoașteți cât am vorbit, probabil că acest personaj vă și vede ca pe o tentație la capătul setului de cărți Steaua. Da, relația cu voi îi vindecă, atingerea, faptul că vă atinge, le dă un sentiment de victorie, de încredere, că, na, mai pe cine a atins, na? Pe femeia pieților. Dar, cu Steaua, dar deocamdată e acest sentiment de singurătate. Se uită la acest ideal, se uită la voi, sunteți voi în viitor sau sunteți voi în mintea lor, în fanteziile lor. 7 de cupe. Iar văd semnale, astfel de monede. Da, își dorește relație stabilă, să vă protejeze. Dar am senzația că e o chestiune de neîncredere, nu de neîncredere în sexualitatea lor, nu, de altceva, de
Probabil, cred că vă văd foarte inteligente, foarte frumoase, foarte, am zis, creative, mature, frumoase, jucăușe, pasionale și posibil nu e obișnuit cu așa ceva. Posibil. Pentru că ce își dorește cu voi, își dorește regele de cupe și asta își dorește, visează. Regele de cupe și soare, o dragoste adevărată. Și soarele înseamnă să fuzionați și emoțional și energetic împreună. Da, am vorbit de tantra. Poate că dacă aveți răbdare, ați putea să aveți momente în acelea profunde. Foarte profunde. Am văzut și asul de cupe, da? Deci spuneam că văd elemente care țin de masaj, îmbrăcăminte sexy, dar și o singurătate. O singurătate ciudată din partea lui. Ce vă doriți voi, ce vă doriți, ce doresc și ce se realizează. Ce se realizează în această perioadă? A venit o carte invers. Șapte de monede invers. Șapte de monede așteaptă, dar faptul că a venit invers, nu prea mai aveți răbdare. Cine nu mai are răbdare? Voi știți care nu mai are răbdare. Șapte de monede invers. Interesant. Roata norocului. Opa, regele de spade, îl revedem. Hello! Bine ai revenit, regele de spade e aici. Lângă regina de spade. Am zis că e o altă persoană. Poate că unora dintre voi, că tot văd faetonul, v-ar plăcea să faceți dragoste în mașină. Asta este așa un plus. În grădină, să vă luați pe sus, pe unde, prin grădini, prin parcuri, pe unde vă apucă. Dar regele de spade vrea să schimbe această atitudine rece. Am zis stresată, stresată. Sigur că lângă voi ar putea să schimbe, posibil, sunt convinsă, nu știu, așa simt, că lângă voi puteți. Ia uite, măi, ia uite, așa ce cărți, îndrăgostiți invers și 9 de monede. Dacă voi știți că sunteți persoana cea independentă, 9 de monede. Ia, regele și regina, nu mai, deci nu se poate. Regele și regina de foc și 10 de cupe, pasiune și emoții, cum a zis, soare și, în ce sens, soare și apă, spirit și emoții. Erotism și sexualitate. Ar vrea să fiți împreună, ar vrea eventual să fiți că să vă căsătoriți, dar asta face parte dintr-un vis al său erotic care probabil dă un sentiment de încredere și se poate descoperi, poate să fie vulnerabil față de voi, așa cum vă doriți și voi să vă doriți de acum. Voi ați vrea acum să fie mai vulnerabil, mai deschis să spună. Deci, îndrăgostiți invers. Dacă a trebuit să aleagă, deja a ales. Nu mai vrea să aștepte, nu mai vrea să stea în legături karmice, legături plicticoase, legături în care obosește, legături care îl țin pe loc. E o chestiune care ține, în fine. Probabil că, să zic, probabil că cineva a încercat să țină legătură, da? Am vorbit de legătură. Ar vrea să rupă karma, să rupă vraja din trecut, eventual, din trecut, că cineva probabil a practicat, deși, repet, nu țin musai să mă fixez pe genul ăsta de informație. Și a ales 9 de monede. În primul rând, vrea să fie independent, dar și față de voi. Dacă voi vă știți aici independente, puternice, vă dorește foarte mult, se simte atras de forța voastră, de forța voastră și nu mă fixez pe zodii. Aveți și forță mentală, și financiară, și erotică, și emoțională, și maturitate. 9 de monede foarte matură și atras de aceasta, de încrederea pe care aveți voi în voi înșivă și în parteneriatele pe care le faceți și în felul în care renașteți și puteți să dați acest sentiment de stabilitate, eventual. E o legătură aici, dar sunt legături, dar nu toxice. Sentiment de stabilitate fără să se simtă intoxicat, legat, dependent. Și totuși își dorește ceva de la voi, cât de puțin, mulțumit cu orice, dar nu te poți mulțumi prea mult timp cu orice. Zic și eu, nu?
Asta e legătura dintre voi acum. A ales eventual independența, alege persoana independentă, voi știți care sunteți, și independentă ca stil de viață, ca stil de a gândi, independentă sau mai bine autonomă mental, regina de spade gândește cu căpșorul ei. Cât am vorbit? Iar am vorbit mult. Căpșorul ei. Asul de cupe e o nouă dragoste, eventual. Am văzut și mai devreme azi de cupe, azi de spade, azi de monede. Sunteți mai la început. Energia. Ia să vedem ce se manifestă în această perioadă. Temperanță, vindecare și vulnerabilitate. Da. Ar trebui amândoi să fiți deschiși. Dar dacă nu ați reușit, doamnelor, să fiți vulnerabile cu acești bărbați sau, fine, cu cine e aici, cu cine e aici, probabil că nu s-a comunicat suficient de sclipitor, de distractiv, de... Probabil că vă doriți să și dansați, să, știți. Face parte și dansul din apropierea aceasta erotică. Dar cu răbdare, temperanța înseamnă și răbdare, cu răbdare, iar apare judecata ca și renașterea cuiva, după o perioadă de doliu, după o perioadă de uscăciune emoțională, aș spune, da? Judecata și deschiderea, vulnerabilitatea. Eventual, probabil că voi trebuie să fiți unul dintre voi. Bănuiesc că persoana care are mai multă încredere ar trebui să fie mai vulnerabil ca să îi deschidă poarta celuilalt. Ups! Atât am închis. Sper că v-a plăcut, da? Sper. Și că ați rezonat. Dar acest personaj a ales, cum am zis, 9 de monede. Cum vă spun, dacă nu ați funcționat pe dreapta, încercați pe stânga, vedeți unde vă regăsiți. Pentru că, uneori, putem să ne regăsim când citim despre sau când ascultăm despre ei, ele și invers. În fine. Ce care ați ales această chestiune și cu setul de cărți negru? Vă zic ce înseamnă această chestiune sau v-ați prins unii dintre voi? V-ați prins ce înseamnă? Hai să vă zic eu ce înseamnă. Între voi, mult, mult magnetism. Ia uite, pic! Orice ar fi între voi, știți, sunt magneți de aia, de prins, scuzați încălăgia, de prins perdeaua, draperia, ce vreți voi. Orice ar fi între voi, voi treceți prin acel ceva pentru că sunteți foarte atrași unul de celălalt. Nu știu de ce când desfac aceste de cărți, mi-aduce aminte de căști audio. Poate că unii dintre voi comunicați telepatic, poate că ascultați muzică, vă place muzica și unul și celuilalt, sau comunicați prin muzică, nu știu dacă e vreunul care cântă și face dedicații muzicale sau, da, dedicații muzicale se pot face și de către cei care nu cântă, da, alege o melodie care ți exprimă stările. Unul este într-o stare de manifestare mai bună, deocamdată nu intru în detalii, dar într-o stare de manifestare mai bună. Ups, gălăgie. Da. Magnetism. Acum, hai să vedem. Energia în general. Oh, ia uite, diavolul. Atracție, magnetism, 4 de bâte. Da, dorința de a... Da, 4 de bâte, flăcări, gemeni, dar și diavolul. Mare grijă, mare grijă ce ar putea să fie... Să nu fie intrat cineva între voi, interesant. Dar chiar dacă intervine cineva între voi, magnetismul acesta există. Rămâne de văzut cum se manifestă, unde duce magnetismul ăsta. Probabil că unul dintre voi, în mod special el, are ochii verzi albaștri. Energia generală, situația generală între voi în această perioadă.
situația generală între voi. Hai, că nu vreau să se mai întrerupă. Situația generală între voi. O dată. De doi. Uf, nu mai, ok. De trei ori ce să mai... Moartea. 7 de monede, regina de monede și moartea. Eu văd două variante. Ori unul dintre voi a investit foarte mult, cu multă răbdare, cu multă răbdare și asta înseamnă și sacrificiul relației în sine. Cu multă răbdare a investit în creșterea financiară, a vrut să aibă parte de stabilitate financiară. Și e acum într-un proces de transformare. Poate că ea a trebuit să aștepte prea mult, prea mult, pentru ca el să crească financiar. Poate să fie și invers, evident. Dar unul era mai bine financiar, eventual. Apare o moarte. Situația între voi s-a încheiat. Mai sunt multe, sunt conflicte. Sunt gelozii. Poate să fie o mamă, o soție, un parteneriat de afaceri. Probabil. Că am zis că a intervenit cineva între voi. Poate unul dintre voi să fie într-o relație prea materială, bazată pe material, pe abundență fizică. Și din cauza asta să se fi încheiat ceva. Deci încheierea aceasta dintre voi aduce transformare într-o formă sau alta. Mai. Am văzut diavolul, apare regina de monede, poate, nu-mi place să mă fixez pe chestiile astea, dar și 7 de monede. Dar probabil că cineva cu marcaj, însă nu capricornului, poate să fie între voi, nu știu exact cum să exprim chestia asta. Nu știu cum să explic chestiunea asta. Între voi pare relația încheiată. Repet, din cauza unei căsătorii, a unei mame, a unei parteneriat de afaceri. Hai să vedem din punct de vedere sexual, energia generală, sexual intim. Oh. Numărul 2. Energia generală, nu, e prea repede, nu. Energia... intima dintre voi, în mod general, să mă duc general, în cea generală, situația. Iar apare regina de spade, a apărut și la numărul 1, și împărăteasa, și doi de cupe. Cu răbdare mergeți către sufletul pereche, către femeia divină, dar vedem în ce sens, în ce direcție. Vedem o carte măcar. Comunicare online, probabil. Energia sexuală dintre voi. De-aia am vorbit de căști. Probabil că vocea cuiva este foarte sexy. Într-o formă sau alta. Nu măcar, nu sunt multe. Interesant, tot trei cărți. Regina de spade, 4 de cupe și 4 de... bute. 5 de cupe. Probabil că ați comunicat online prea mult sau prea puțin. S-a pus, deci aici e așteptare. Unul a fost foarte precaut, posibil, bărbatul, da? Foarte precaut. Ia. Ori a aflat o altă persoană, de soție, de parteneria, de mamă, de ceva. Că la 5 sunt 3 cupe și încă 2. Da? Și-a apărut decepțiile. Ori, cunoscându-și valoarea, n-a mai vrut să aștepte. N-a mai vrut să întrețină această legătură. Și s-a concentrat și ea pe sporul ei financiar, profesional. Și asta a adus o stare de regret. Cu alte cuvinte, a lăsat pasiunea să se ducă.
niște emoții, să se piardă niște emoții negative. Și totuși apare pe transformare 4 de bâte. Situația dintre voi se poate reechilibra. Vă puteți transforma ori separat, ori împreună. Pentru că, nu știu, transformarea este o surpriză. Moartea și renașterea este un mister. Dar transformarea asta în sine, că e separat, că e împreună, poate să aducă flacăra geamănă celuilalt parteneriat plăcut. Da? Fiecare să-și găsească partenerul potrivit sau să vă regăsiți, transformați și să creați acest parteneriat. Da? Vedeți, aici sunt lacrimi, aici sunt discuții, așteptare. Aici totuși cei doi lucrează împreună, se simt bine, se joacă și manifestă și stabilitate în același timp. Interesant. Dragoste este. Sunt multe fantezii legate de erotism oral, pot să zic așa? Înțelegeți unde vreau să ajung, da? Erotism oral. În fine. Dar au fost niște jocuri mentale, clar. Eu când văd cartea asta, am senzația că el încearcă să domine mental, să inducă niște stări, să nu o lase să comunice sau să... Pentru mine, 4 de spade nu e o carte prea frumoasă, niciun set de tarot. Nici aici. Și apar aici niște discuții. Vedem, nu degeaba apar conflictele. Hai să vedem ce situația... Nu, cum eram? Cum am făcut la numărul celălalt? Energia ei, să zic, față de el. Rotund și ce lasă de cărți. Doi de monede. Știe că trebuie să aleagă. Doi de monede. Se gândește. Să-l aleg, să-l aștept sau să îmi văd de treaba mea. Doi de monede. Hai să vedem. Energia e față de ea. Ups, alege nouă de cupe ales. Dragoste față de ea însăși. Speranță. Regele de bute e aici. Vreau să vadă lumea dintr-o nouă perspectivă. Dacă s-a simțit abandonată, vrea să se concentreze pe succes profesional, asta îi aduce multe satisfacții și influențează, evident că influențează ce vorbesc eu despre așa ceva. Îi influențează încrederea în ea și din punct de vedere sexual erotic, dacă nu știați, da. Vede lucrurile dintr-o nouă perspectivă. Vede că se poate bucura de viață, de pasiune și într-un mod creativ. Dacă nu poate să aibă, dacă nu s-a întâmplat. Nu recupă, hai să vedem energia ei. Nu știu pentru cine citesc, voi știți. Energia ei față de ea. Dacă s-a concentrat la un moment dat prea mult pe bani, ca a considerat că și-a găsit stabilitatea prin așa, se eliberează de acest concept. De monede. Și totuși, 8 înseamnă transformare personală, nu musai financiară. Muncă, dar cu tine. Cu tine însuți, în care te descoperi. Vrei să faci ceea ce îți place. Și asta îți aprinde, să zic, sexualitatea. Se menține, pentru că sexualitatea, chakra a doua, a întâia și a doua, care oferă stabilitate și creștere și abundență, da? Amândouă se pot manifesta și în muncă, prin creativitate, nu doar la pat. Blochează tăcerile cuiva. Dacă e o situație la distanță, dacă a fost stres, iau de 5 de spade, comunicarea a adus stres. Sau a intervenit altă persoană la 5 de spade, argumente, jocuri mentale sau geloziile cuiva, se vrea un nou capitol în care... Tăcerea care s-a pus între voi, că e o tăcere, sunt niște lacrimi.
să aducă lumină interioară și să aducă puterea de a sta în picioare, adică să nu mai stai să regresi, să plângi. Hai să vedem energia lui. 8 de monede, am zis că își descoperă diferite calități. Am descris, da, am de pictate, au descrie, pictează, eu știu, poate face, eu știu, descoperă rețete de prăjituri sau de mâncare, vrea să descopere tratamente, vrea să descopere în ea un nou univers. Asta este deocamdată. El, 5 de monede, el se simte în continuare abandonat sau poate se gândește când a abandonat-o pe ea, pentru că a fost foarte încet. 7 de monede este și foarte pasiv. Da, că într-adevăr se concentrează pe un proiect, pe bani, pe aia, aia, dar e și foarte pasiv. Prea precaut. Și asta afectează atmosfera dintre doi oameni. Cu 7 de monede și cu regina de spade și regele acolo în oglindă, ar putea să fie și parteneriatul lui cu altcineva, care au mai multe discuții legate de bani, de familie, de relații și mai puțin și asta e, cum se manifeste erotismul când ei se concentrează pe alte chestii. 7 de cupe, 5 de monede, 7 de cupe și roata norocului. Totuși își dorește ieșirea. Ieșirea în această situație, din lacrimi, din sentimentul de abandon. Probabil acest personaj, de-aia a fost și precaut, nu s-a simțit sigur pe el. Repet, nu din punct de vedere erotic, sexual, nu că n-ar fi potent, fizic, ci nu s-a simțit suficient de valoros. Dacă a avut de-a face cu o persoană inteligentă, regina de spade, regina de monede, care își cunoaște valoarea, știe că trebuie să se transforme, știe că trebuie să meargă spre ce, eu știu, dorește inima sa, acest personaj încă n-a ajuns acolo. De-aia am spus că lucrurile s-au încheiat pentru a ajunge, interesant, 7 bărbatul în poziția reginei, în poziția femeii. Un sentiment de unworthiness, cum se... că nu merită, că el nu are valoarea ei, că el nu se ridică la nu știu ce pretenții, 7 de cupe și confuzie, dar probabil că are și opțiuni care îi distrag atenția, posibil, posibil, nu obligatoriu, dar vedem și pe plan erotic cum se manifestă cărțile astea, roata norocului, își dorește să schimbe energia aceasta. Probabil că visează cu 7 de cupe, am zis, visează. Dar, zice, mai bine visez, oricum nu sunt eu pentru asemenea partidă. Însă, în această perioadă, pare că își schimbă perspectiva. Asta vrea să apară. Interesant, vrea să vină ca și cavaler de monede. Cu răbdare vrea să se reconstruiască, vrea să ofere stabilitate. La capătul setului de cărți, 4 de spade, se vindecă. Și se vindecă... Na, ea a plecat din această relație, din cauza, nu musai a minciunilor, ci a fugilui de romantism, de conexiune emoțională. Am văzut asta în timp ce am amestecat-o, regina de spade. Probabil că unul dintre voi e mai mental... Și celălalt, nu că n-ar fi mental, își folosește mentalul într-un mod creativ și nu mai manifestă logica rigidă, ci o rațiune creativă. Da, și rațiunea poate fi creativă. Cred că e ok, nu așa vine mesajul. Dar e un potențial care nu s-a manifestat, așa văd. Ea a plecat către 9 de cupe, către un nou început. Posibil că a fost o lungă așteptare. Eu așa am citit de la început și așa apar cărțile. La el încă mai are ceva de vindecat. Dar poate să mai vindece și în paralel, adică până la urmă ar trebui să schimbe direcția, să săriște un pic, da? Încă mai, e ca atunci când încă nu te-ai, ai o rană, dau un exemplu, ai un accident, cum mi s-a întâmplat mie și nu numai mie și altora, da?
Te ridici din pat chiar dacă încă nu te-ai vindecat total, pentru că nu poți să te amorțești dacă stai așa pe loc. Te amorțești. Amorțești, vreau să zic. Ai o rană la mână. Funcționezi cu mâna respectivă. În continuare. Energia sexuală dintre voi. Ia să vedem energia ei. Ce-și dorește ea? Ia să mai este cărțile. Energia sexuală dintre voi. Sper să nu se întrerupe energia sexuală dintre voi. Ce-și dorește ea? Ce-și dorește ea în această perioadă, de la această relație? Cavalerul de... valetul de cupe, ca el să... Ia, vedeți cărțile? Așa. Ia. Ca el să comunice, eventual. Ia uite. Să manifestați această întâlnire, iau-te, această pasiune, să iasă din rigiditate, să manifestați această pasiune, să... Să dorești să o atingă, măi, ce poate să-și dorească, nu? Dacă nu, să fie atinsă, să fie stimulată, Doamne, că vorbim de erotism, ce Doamne. Dar cu magicianul, probabil că și ea are nevoie de comunicare, interesant ritual. Nu, de spade. Ce-și dorește ea? Au fost lacrimi. Uite, iar văd pe cineva care plânge și avem și aici lacrimi. Ea, și totuși ea își dorește să se iubească, să se respecte. Probabil că asta e dorința de a ieși din aceste lacrimi. Își dorește o relație profundă în care cei doi se hrănesc, comunică. Dacă nu doar prin cuvinte, ci și prin gesturi, da? Oferă fiecare ce are, își exprimă suferința, își exprimă bucuria. Are nevoie de atingeri care vindecă. Știe că poate să vindece prin atingerea sa, dar are nevoie și ea de aceste lucruri. Ca doar apare valetul, care e energie masculină în valetul. Își dorește și el să-și deschidă sufletul față de ea, să exprime ce a suferit, ce își dorește, care e bucuria, care sunt dorințele. Da? Nu să stați stresați. Ea mai ales pare că suferă din cauza acest faptul. El e în spate, el nu exprimă. Poate este o teamă că nu vă potriviți ca stil. Se gândește că poate unul este mai experimental, mai dur și celălalt. Hai să vedem ce-și dorește ea. Regina de monede. Să fie și regina de monede care a plâns și dorește să fie apreciată și probabil nu s-a simțit apreciată din cauza acestei așteptări, din cauza că acest personaj nu a exprimat. Nu a exprimat pentru că el nu se simte suficient de valoros. Poate tăcerea care a fost între voi și finalul care a fost v-au făcut pe amândoi să suferiți într-un anume fel. Ia vedeți? Ea a avut niște regrete, dar tot timpul a fost conștientă că are o anumită valoare. El a preferat fanteziile și a rămas. Să sperăm că nu pentru mult timp, apare totuși o schimbare de direcție cu rata norocului. A rămas în acest sentiment că eu nu sunt pentru ea. Sau poate să fie și invers. Eu nu sunt, că eu sunt mai mic, mai experimentat, nu repet, nu din punct de vedere sexual, ci profesional sau o anumită valoare în societate. Contează foarte mult pentru unii lucrurile astea.
Dar ea ce-și dorește? Să fie apreciată, să fie alintată îndelung, cu răbdare, da? Din cap până în picioare. Din picioare până în vârful degetelor, până în vârful, eu știu, capului. Roata norocului apare. Da, își dorește ca să se schimbe atmosfera dintre voi, să se vindece cu steaua, să vă vindecați de decepții. Da? Să vă vindecați. Își dorește să se schimbe atmosfera între voi. Interesant că apare totuși o oglindire, da? Și în suferință, dar și în ceea ce vă doriți. Ea își dorește să se transforme, 8 înseamnă transformare. Apare și la el. Monede și la ea monede. Da. Ce își mai dorește? Dacă au fost perioade de tăcere, de înghețare a emoțiilor, în această perioadă de transformare, să intrați înăuntru, să fiți vulnerabili și să vă încălziți unul la, eu știu, lângă sufletul celuilalt. Clarificăm ce, sau nu, arată ce își dorește el. Una ce își dorește și alte ce se manifestă. Dar în principiu să vedem. Dacă din punct de vedere erotic sexual se aseamănă cât de cât. Sau mai a de așteptat. Roata norocului apare a câta oară? Apare de două ori la acest personaj și a apărut și la ea. Să iasă din conflicte, să se deschidă. Chiar 9 de bâte. Și 10 de spade. Probabil că știe că a făcut-o să sufere, probabil că și el a suferit, poate că au conflicte, poate că are alte personaje de pe termen scurt cu care se, în fine, cu care se întâlnește, dar undeva în sinea sa își dorește o schimbare de energie, că asta e schimbare de energie. Își dorește ca această întâlnire specială dintre voi doi să-l ajute să-și vindece sufletul. Vedeți că ea are o anume... Am vorbit de atingeri, da? Ce-și dorește? Să stați de vorbă și să vedeți unde... Ce faceți cu pofta și ce faceți cu potențialul practic. Pofta fiind tentația, mărul și ce faceți cu potențialul practic. 10 de bute. Da, probabil că după o discuție ar arăta toată pasiunea pe care o simte. 10 de bute. O super mare pasiune. Broscuța se transformă în prinț și prințul o ia pe ea în brațe și o iubește până nu mai poate. 6 de... Da, uite, vedeți? Pentru acest as de cupe, asul de cupe v-a pus în așteptare. A trebuit să se echilibreze energiile între voi. Să vină el înspre ea. El trebuie să vină înspre ea. Ea încă e doritoare. Încă are pofte, da? Față de el vorbim, da? Dragoste este. Dar a trebuit niște lucruri să se echilibreze și... Probabil că are legătură cu finanțele, cu statutul social, profesional, eu știu ce alte chestiuni care țin de materie. Și influențează. Eu știu că influențează. Însă. Roata norocului, roata norocului, este mișcare, în primul și în primul rând. Schimbare de abordare. Probabil că asta își dorește, să stați de vorbă, eventual să... explorați vânătorul din fiecare. Măi, sunteți puternici amândoi, dar ceva, sunt niște diferențe. Poate să fie diferență de vârstă, posibil. Posibil. Dar nu contează uneori. Și să ce debute. Da, vreau să ofere stabilitate, dar din punct de vedere erotic va deborda, să zic, alt cuvânt, nu mai vine așa, civilizat. Energia dintre voi în această perioadă. Steaua, vă vindecați. Valetul, ar trebui să și comunicați. Dacă reușiți să comunicați, comunicarea va aduce vindecare. Deci, steaua, energia dintre voi, asta ce mai este? Regele de monede.
Eu zic că e în curs de manifestare un anume tip de stabilitate. Pentru că el a picat și pe urmă s-a răsucit. Deci în curs de manifestare un anume tip de stabilitate. Ia uite și împărăteasa. Abundență, creștere, trezire și spirituală și sexuală. Da, ups, iar apar astea. Of. 10 de monede și 8 de spade. Deci în această perioadă interesant. Cred că ați putea să ascultați și numărul 1, că acolo a venit împreună 10 de monede și 8 de spade într-o formă sau alta. Energia dintre voi. 8 de spade e o reținere, după cum vedeți. Este o reținere, o neexprimare. Care poate fi vindecată. E o chestiune de cuplu. Aici aș vrea să vedeți, să știți și voi ce este. Aici este o chestiune și de cuplu. Problemă într-un cuplu. Este vreunul dintre voi căsătorit? Sau are o relație de lungă durată? Și din cauza asta să se rețină? Pentru că regele de monede, în general, da, e partenerul reginei de monede, da? Este o persoană stabilă. A venit așa și apoi invers. Și acum văd tentația. Și am mai văzut semnale. Tentația. Ora intervenit cineva între voi? Ori unul ar putea să fie căsătorit. Însă, cel mai important este că a venit steaua. De că energia aceasta se poate vindeca. Conflictul, durerea, așteptarea, stresul se pot vindeca. Acum depinde și de voi cum vă implicați. Poate că voi trebuie să intrați foarte mult, să faceți ritualuri de... nu, dragii mei, nu ca să legați, că nu vă stimulez să nu faceți prostii de genul ăsta. Doamne ferește, și nu vă îndemn să faceți vreodată ritualuri, să legați pe cineva. Doamne ferește, cea mai mare prostie, nu. Iubindu-vă pe voi, știți că vă atrageți partenerul potrivit, una la mână. Ce-o fi? Voi vă știți mai bine energia. Apare un 0, un 4 de monede și un 3 de monede. Adică apare un nou început. Văd schimbare de două ori la el, în mod special. Apare un 0 încă nemanifestat. Cineva vrea să iasă dintr-o stare de amorțeală, de plictiseală și să meargă înspre o persoană care merită, care e un soi de premiu, este un soi de... tot ce mi-am dorit. Deși sentimentul de stabilitate și de valoare și dragoste este în spate. Dar dragostea asta trebuie alchimizată, că avem moartea. Acum, cine? Vedeți voi. Voi știți. Energia dintre cei doi în această perioadă. Asta și-a mai blurat. Ca să nu vadă... Deși nu avem prea multă goliciune, nu? Poate să vadă și YouTube-ul. De ca și când voi nu știți cum arată un corp gol. Băi, și ăștia de la YouTube, ce caragioși sunt. Ce caragioși, în fine. Căci că pentru copii. Copiii se uită la școală pe toate alte prostiile. Fițe. Energia dintre voi. Magnetism există. Nu degeaba ați ales magneții, da? Și situația dintre voi se va transforma.
Steaua înseamnă și se va împlini destinul, pentru că roata norocului face schimbările necesare pentru împlinirea destinului, nu? E un soi de predestinare și în roata norocului și în stea, nu? Acum, hai să vedem. În ce sens? Eu mai văd, fără să fie cu supărare, că cineva renunță la o relație de lungă durată care a devenit monotonă și rigidă pentru o relație plină de pasiune, asul de spade. Pentru o relație și steaua și emoții. Pentru o relație emoțională, pasională, care vindecă și care, da, asul de spade. Se va comunica eventual sau se va manifesta un început. Dar clar acest personaj își dorește începutul. Și acest ritual pentru voi, vedeți, eu repet, nu vă îndemn să faceți prostii. Iar am deschis la moarte. Eu nu vă îndemn să faceți prostii pentru că este într-adevăr o lipsă de, nu știu, de bun simț să încerc să reții pe cineva, dar parcă totuși nu se arată. A spus totuși în cazul în care ceva, știți voi că ați mai încercat sau unii sau alții. Pentru că nu știu ce sunteți și cum vă purtați. Oameni ciudați în peste tot. Da. Mare grijă să nu confundați atracția cu altceva pentru unii dintre voi. Hai să vedem. Numărul 3. Ce care ați ales această imagine? Știți ce? Dragii mei, nu e chiar așa. Aici este un termometru care a înghețat. Magnetism este, da, atracție este, dar este... Oricineva este înghețat din punct de vedere emoțional și celălalt se roagă să se deschidă. Ori, între voi, atmosfera un pic a înghețat pentru, tot așa, o creștere spirituală într-o formă sau alta. Însă, dragii mei, îngerii nu arată nici pe departe cum apar în aceste imagini. Simt că cel care probabil este, se consideră spiritual, are și o mare doză de naivitate. Poate fi și speranță, vedem, dar... Bine. Ce a vrut să apară? Asul de... Nu, asta a vrut să apară. Stai că a vrut să apară. Astea două, da. Marea preoteasă și 3 de bute. Posibil să fie ceva secrete, posibil să fie și o distanță, posibil unul dintre voi își face planuri de călătorie într-un mod secret. Vedem. Așteptarea a fost 7 de monede între voi. Din ce motive? Voi știți. Hai să vedem atmosfera generală dintre voi, energia generală. Energia generală. Hai. Sper să nu se blocheze. Hai. O dată. Trebuie să stai că văd că vin mai greu. Am vorbit de înghețare. 3 de monede am văzut și în timp ce am amestecat și lumea. Dacă a fost triunghi amoros, se încheie acest capitol. Marea preoteasă. Intuiția vă spune că trebuie să încheiați acest capitol și să luați de la zero. Ha. Au fost minciuni. Au fost blocaje. Asta este adevărul. Atracție o fi fost la un moment dat. Hai să vedem energia sexuală. Intuiția vă spune că trebuie să o luați de la zero.
În ce sens? Poate o las de la zero cu acest personaj. Poate cu altcineva. Voi știți. Hai să vedem totuși energia sexuală generală. Numărul 3. Regele de cupe. Dragoste. Și împărăteasa. Și regina de băte. O fi fost o tentație între voi? Posibil. Hai, mai dăm o carte pe regele de cupe, care e foarte și 7. Șapte de monede și 9 de monede. Poate că a fost dragoste, dar a înghețat dragostea asta pentru că a devenit monotonă. Ați aștept... Nu, e așa, sunt ghidată, fără supărare. E o dragoste care, la un moment dat, fiind așa sigur de dragoste, n-a mai fost stimulată. 7 de monede. Cartea obositului sau obositei. Ia uite cum sunt. N-ați mai inițiat erotic? Ce se întâmplă aici? Nu s-a mai manifestat inițiere, pasiune? Și apare 9 de monede, tot pe orizontal. Iar ideea de independență începe și de schimbare de energie. Poate că a intervenit cineva, poate. Da? Cineva foarte extravagant a apărut în viața celui care s-a simțit mai plictisit, da? Ce simt? Am zis că aici emoțiile au înghețat. Ia uitați, regele de cupe și 7 de monede stă pe loc, da? Poate unul dintre voi s-a concentrat prea mult pe bani și n-a mai investit, n-a mai avut energie pentru... Ce e normal să fie între un bărbat și o femeie, nu? Dar interesant, acest personaj stătea... Apare un personaj misterios, apare o pasiune misterioasă, regele de bute și marea preoteasă. Apare o pasiune misterioasă care scoate pe cel plictisit, care se uita la alții, dar nu acționa, stea pe gânduri. Apare un personaj care atrage atenția printr-un fel de a fi mai extravagant. Ce pot să zic? Citesc cărțile. Hai să vedem. N-am zis că au fost minciuni sau eventual că sunt. Strategii și mare grijă, pentru că 7 de spade înseamnă și autosabotaj, da? Cel mai adesea ne mințim pe noi, că e tot e dragoste, că merge în continuare așa. Nu. Nu, n-are ce să meargă. Nu, e 7 de monede și pe orizontal, deja e blocaj. Oboseala cuiva blochează erotic pe cineva. Poate că unul vrea să muncească, să fie tandru, să existe și celălalt e obosit. Probabil că are de călătorit, lucrează la distanță, posibil și asta. Și atunci te gândești, mai are rost? Ia să-mi văd eu de independența mea. Ia să mă tai eventual sau să încep ceva nou, să fiu independentă. Că n-are rost să stau să... Da? Nouă de... Ambele duc către 8 de monede, dar către 8 de monede poate să fie să muncești în relație sau să muncești în afara relației pentru bani. Energia ei. Regina de monede. Energia ei odată. Energia ei. Paletul de spade. Cavalerul de cupe. Energia ei. Și moartea. Și împărăteasa. Și 10 de spade și 4 de monede cu 8 de... Iar apare personajul independent sau cel care vrea să iasă dintr-o relație, dintr-o casă în care se simte legat, se simte trădat. Se simte obosit, se simte epuizat eventual. Și apare ori un personaj independent care atrage, ori dorința de a fi independent. Pentru că, să zicem că vorbim despre ea, dacă e pe partea ei, da? Pentru că ea își cunoaște valoarea
Știe că are un potențial, știe că merită dragoste, merită să fie apreciată, nu să stea să aștepte, eventual, să vorbească din când în când. Valetul de spade este comunicare, dar nu e suficient de profundă. Are nevoie de comunicare, dar are nevoie de comunicare emoțională, că vorbim de emoții care au înghețat, da? Și unde s-a terminat, da? Moartea. Energia lui... ia uite-le. Hai că o picat pe jos. Măi, că nu vrea. Băi. Ia uite, împăratul invers. Și șapte de bâte invers. Trei de spade. Acest personaj este... Da, și-a pierdut stabilitatea, și-a pierdut energia. Cred că a muncit prea mult, eventual, sau prea puțin, că și dacă stai, îți pierzi energia. Șapte de bâte invers. Nu are granițe personale sau nu mai vrea să investească, nu mai vrea să protejeze. Poate să fie un cuplu în care bărbatul s-a cam săturat. Poate ea a investit prea mult în carieră, nu știu cine, voi știți. Dar aici apare un turn, dorința de a merge. Se simte abandonat în această relație. Se simte manipulat. Asta citesc cărțile. Este un turn, este o trezire. Vreau să-mi iau timp să mă gândesc la această decepție. O decepție. Ori în familie, ori în cuplu, nu știu. Voi trebuie să știți. Împăratul a venit invers. Nu e... Nu se simte sigur pe el. Șapte de bute invers. Nu mai vrea să protejeze această relație. Nu mai vrea să se lupte pentru această relație. Ia uite, iar apare moartea, măi, și la ei. Măi, nu se poate. Au venit două cărți, pe acestea le iau. Apare și... Pui, ce e aici, bre? Hai să le las doar așa. Și pui, le pun în ordine. Ia să vedem. Astea au venit, ia. Măi, suferă, măi, ne suferă. Cinci de cupe. Știe că trebuie să se vindece. Îi e dor de cineva? Posibil să fie apărut o a treia persoană de care este dor? 10 de bute. Pentru mine apăsare, responsabilități pentru împărat, casă, familie. Familia asta nu multe, da? Job, responsabilități prea multe, mult. A zis de muncă și nu mai vrea. Deci numai 10 de bute. Vrea să renunțe la această apăsare. Moartea. Iar să se transforme ceva și apare un 6 de cupe. Un suflet pereche. Foarte multe cărți la el. Dacă voi vreți să plecați lângă acest personaj, eventual, pentru că au venit cărțile asemănătoare, împărăteasa, pune capăt situației. Dacă voi vreți să renunțați la acest personaj, senzația că el va suferi. Soarele. Și 6 de monede. Probabil că n-a avut timp. Dar am senzația că totuși motivele au fost jobul. Nu musai o altă persoană. Dacă e o altă persoană, va trebui să înveți acest personaj să manifeste încredere, soarele, să manifeste trezire, să manifeste energia sa masculină, divină. Experiența prin care trece trebuie să-l trezească la natura. Am văzut regele de spade în timp ce vorbeam, gemeni, balanță, vărsător. Experiența prin care trece cu voi sau cu cealaltă persoană, nu știu cu cine trece, poate să fie cu fostul, fosta. E ceva acolo. Voi știți mai bine sau poate nici voi nu știți. Dar cât arată, arată cărțile. Repet, acest personaj și el trebuie să se transforme și să își descopere latura divină, împăratul, varianta pozitivă, împăratul invers, este și doritor de control. Sau poate se simte controlat. În fine, variază de la om la om. Puf! Energia sexuală dintre voi? Ia, energia ei. Ce își dorește ea? Pentru că lucrurile pot să fie total diferite. Știți bine că sexualitatea unor n-are nicio treabă cu... Ba, e influențată de viața exterioară, dar... publică, profesională, spirituală, dar...
Când e vorba de atracție, atracție, magnetism, ce-o fi fost, vedem dacă mai fi ceva. Ia uite, căsătorie, marele preot, asul de spade, iar eliberare, o nouă relație. Au fost minciuni, autosabotaje, nu v-ați văzut față în față, nu v-ați... A, nu știu de ce, din ce motive, ce aici? Că dragoste față de cine este? Față de noua persoană? Și diavolul, văd și adicții, obsesie, codependență mai degrabă, simt mai degrabă codependență. Energia ei vrea să se elibereze cu asul de spade de o căsătorie, să dea un personaj care are soție, da? Căsătoritul și soția, eventual. În fine, e o chestiune. Voi, e etalare colectivă, vă rog frumos, găsiți-vă lumea. Ea apare de două ori lumea. Mai, vrea o iubire romantică, vrea să fie totul pentru cineva. Ce-și dorește? O relație spirituală, o relație stabilă, o nouă relație cu asul de spade, care să o elibereze eventual, eventual sau să le elibereze pe el, posibil și asta, vedeți unde sunteți? La capătul setului de cărți, o stare de plictiseală, patru de monede. Pentru mine plictiseală, e unul vrea, altul e prea plictisit, apare și aici așa un plictis. Posibil ea va găsi pe altcineva la distanță, posibil un bărbat mai tânăr care să o aprecieze, să o iubească, acela cred că o va adora, clarificăm energia sexuală a lui și atunci ar putea să fie... Regele ăsta de cupe, cuplul acesta foarte frumos în afara unei căsătorii, clarificăm energia lui din punct de vedere sexual. Dacă una a fost prea religios, soția unui personaj religios, care crede în îngerași, ăștia nu sunt îngerași, măi, niște copilași cu aripi. Îngerii nu arată așa, vă rog frumos. Astea sunt chestii religioase, am spus, este un grad de inocență din partea cuiva. Una e să fii spiritual și alta e să fii religios. Este acest personaj, este gelos. Dacă o vede pe ea cu altcineva, opt de spade, iar reapare, a apărut la toate ca niște rețineri. E un diavol, e o tentație posibil. Sau consideră că celălalt. Poate să fie și o obsesie. Energia lui sexuală, să zic. El este în general gelos. Acum? De-aia apare împăratul invers. Probabil foarte posesiv. Ia uite, regele de spade și lupta. Probabil mai rece. Sau rațional, neapărat rece. Care se luptă în interiorul său, dar e gelozie, văd, energia lui. Uf, steaua, dar vine pe orizontal, cu alte cuvinte, încrederea, credința îi este oarecum zdruncinată sau pusă la încercare, este testată credința și capacitatea sa de a se vindeca, pentru că steaua înseamnă vindecare, de a se vindeca din această decepție, din această relație, eventual poate fostul cu șase de cupe, fosta, să lase în urmă această relație care devine apăsătoare, să o lase în urmă și atunci persoana pe care o lasă în urmă devine doar un fost, nu mai e un actual care sau actuală care, eu știu, îi produce această gelozie, doar un fost. Voi știți, eu citesc niște cărți care sunt foarte generale, iar apar conflicte, moarte. Regina de cupe. Regele și regina de cupe apar în această poveste. Un personaj tandru. Și bărbat tandru și femeie tandră. Doi oameni care pot să se simtă unul pe celălalt, eventual cu orgasme multiple. Și pentru chestia asta apare invidia. Asta e. Trebuie să o zic. Wow. Energia lui.
Soarele, mai ce se întâmplă? Vă rog frumos să vă găsiți mesajele. Soarele, 4 de cupe și spânzuratul. Nu știu dacă e căsătorie sau poate acest bărbat e căsătorit și voi sunteți necăsătorite, nu știu. Însă, nu știu, adică mi-apar semnale, dar nu pot să zic pentru toată lumea la fel, că e etalare colectivă. Însă, energia lui sexuală. Ar dori să ofere totul. Ar dori să ofere totul. Cui? Nu știu. Ori unei tentații de care se simte foarte atras, o urmărește. Dar, măi, ce să zic? Energia sexuală dintre voi. Ori voi, poate voi sunteți tentația și nu vă interesează să fiți între unghiuri amoroase, că apare 3 de monede. Cu marea preoteasă, vreți să o luați de la zero. Asta e zero, lumea. Vreți să o luați de la zero. Nu, că nu-i pentru voi. Aveți altă vibrație, alte pretenții de la voi. Și apar iar 3 de monede în timp ce vorbesc. 2 de cupe, dar sunteți suflete perechi. Dar trebuie să aveți răbdare până să fiți împreună. Probabil, eventual. Iar independența cuiva devine un blocaj în această poveste. Independența cuiva. Unul dintre voi e foarte independent. Celălalt este foarte dependent. Dependent. Ia zi, energia comună dintre voi. Of, iar apare ăsta ce mă enervează. Cavalerul de monede. Că trebuie să aveți răbdare unul cu celălalt. Vă simțiți abandonați. Într-o formă sau alta. Energia... Ia o temă. Iar apare și asta. Toate etalările. 8 de spade. Reținere. Tentația este de a vă rețineți. Vă rețineți din cei cu care sunteți pentru că există o altă tentație. Nu știu ce să zic. Pasiune. Pasiune secretă, eventual. E o pasiune și luna. Și turnul care zdruncină o construcție, o familie. O relație de lungă durată. Stabilitatea cuiva. Preconcepțiile cuiva. Scăpat-o? Asul de monede. Iar un început. Energia voastră. Deci, cu alte cuvinte, potențialul vostru există. Dacă reușiți să vindecați. Eventual, dacă acest bărbat încă nu e în echilibru său, nu este în varianta sa cea mai bună, împăratul, reușește să-și vindece geloziile, dorința de control, de a vă urmări, eventual, pe voi sau pe altcineva sau pe cine știe el, da? Da? Steau. Încă n-a descoperit credința, încă nu s-a vindecat, apare și temperanța care confirmă nevoia de vindecare. Probabil, dacă voi vreți să plecați, dacă voi vreți să plecați într-o nouă direcție, acest personaj va vrea totuși împăcarea. Se simte legat. Din punct de vedere sexual, erotic, se simte legat de voi. Eventual vede lucrurile altfel. Cum vede lucrurile? Poate conștientizează, e o carte spirituală și asta, și vorbind de spiritualitate, în ce sens? Conștientizează că trebuie să aibă credință, că trebuie să abordeze altfel lucrurile, relația dintre voi, să vă acorde timp. Să vă acorde tandrețe, e complicat la numărul 3, la mine, numărul 3 întotdeauna e complicat. Mai complicat decât altele. E încărcat numărul 3. Da. Și împărăteasa și astfel de cupe, m-ați terminat. Dragostea asta încă neexprimată, încă nemanifestată, dragostea este, dar nu e manifestată. Lucrurile stau înghețate pentru că trebuie descoperită adevărata credință, nu iluziile, nu copilăria, în sensul de imaturitate, da? Trebuie descoperită adevărata dragoste, e aici. Potențialul este și să creșteți din punct de vedere... Noi, împărăteasa și Kundalini, înțelegeți voi unii dintre voi, soarele și lumea,
Puteți să fiți tot unul pentru celălalt sau să nu fiți nimic. Totul depinde de voi, așa simt. Vă rog frumos să îmi confirmați cine, ce a greșit, că aici e complicat, mă supărați, vreau și ceva mai vesel. Dar sexual sunteți potența amândoi, vă doriți romantism, acest personaj, bărbatul, are tendința de a domina, dar de a acapara, de a fi posesiv. Și trebuie să învețe dragostea, totuși, într-o formă sau alta. Pentru că voi, dacă nu primiți ce aveți nevoie, dacă cineva vă ține, e căsătorit și vă ține între acest triunghi, băi, vă știți valoarea, repet, regina de monede, cine mai sunteți, nu contează, marea preoteasă, plecați într-o nouă direcție, aici apare marea preoteasă și zero, repet, aici asul de monede și lume. Mergeți într-o altă direcție, lângă cineva sau cu cineva care vă apreciază, care exprimă și care nu vă ține în triunghiuri amoroase, da? Pentru care sunteți tot. Eu, îndrăgostiți, vre? La voi a apărut îndrăgostiți, trebuie să alegeți și unul și celălalt. Ia uite, împărăteasa, lupta, lupta pentru putere, lupta pentru dragoste, lupta și, iar, decepțiile cuiva. Energia asta trebuie schimbată a cuiva. Trebuie schimbată viziunea, cum am zis mai devreme. Viziunea schimbă întreaga poveste, întreaga energie și v-ați completa dacă n-ar fi... Aici e un regret, este... Cam atât. Sper că v-ați înțeles mesajele, v-ați selectat mesajele, vedeți că... Eu nu v-am nici măcar nu știu cu cine vorbesc. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa, pa!